Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Tocmai când mă întrebam despre ce dracu o să mai scriem sau despre ce dracu o să mai vorbesc eu aici la acest jurnal video, deoarece nu se întâmplă nimic deosebit în afară de eternizată ceartă dintre PNL și PSD și din eternele angajamente ale lui Marcel Ciolacu, că el numărește la anul taxele și impozitele. Paranteză fie spus, am pomenit mai mare aberație politică. Din 5 minute. Mi-a spus, domnule, de nu trece reuniune. Vă spun așa, cu simpatie. Nu știu, ieșire publică, domnul Ciolacu, domnule, la anul nu vom mări taxele și impozitele. Bun, nu ai zis odată, a doua oară când te mai am zis. Nu știu, adică, ce înseamnă că adică să le mărească, te spune din 5 minute, dacă n-am ajuns încă la anul. Dar când nu se întâmpla nimic, a venit una dintre cele mai mari, uriașe breaking news-uri din acest an, dar poate, cum să zic, și din ultimii ani, și anume un comunicat al DNA, potrivit căruia, citez, așa, procurorul șef al DNA a transmis procurorului general pachetului de pe lângă Înalta Curte de Casație Justiție, referatul cauzei în vederea sesizării președintelui României, Senatului României, pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față de 3 persoane, cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, forma participației penale fiind autoratul și respectiv complicitatea. Cele 3 persoane, țineți-vă bine, sunt, și presa a aflat imediat, deși n-am înțeles de ce DNA era așa de prudent, oricum se afla, este fostul premier și președinte al Senatului și președinte al PNL, Florin Câțu, și 2 foști miniștri useriști ai sănătății, domnul Vlad Voiculescu și doamna Mihăilă. De ce sunt ei și faptul că un fost premier, un fost președinte al PNL și un fost președinte al Senatului și un fost ministru de finanțe și actualmente un senator PNL este în vizorul DNA, unei anchete, și încă 2 foști miniștri, și aia USR, este o știre cu un potențial exploziv. Dacă vedem însă și acuzațiile aduse celor trei, avem de-a face cu o explozie nucleară deci în raport cu toate celelalte știri de până acum, din ultimul an, din anul acesta. Aceasta este un fel de bombă nucleară față de explodarea unei grenade. Hai să vedem. Și, domnie, și aici se spune că este acuzația. În perioada ianuarie-mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente, analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin la Pfizer și Moderna, în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român, Consiliul European, era de 10,7 milioane. Da? Deci este vorba de faptul că guvernul Florin Câțu, la dispoziția premierului personal, a achiziționat, prin cumpărare, că nu a achiziționat pe gratis, mult mai multe doze de vaccin decât avea nevoie România. Și anume, deși dozele de vaccin contractate anterior, date din 1 ianuarie 2021, 37 de milioane de doze, 37, adică presupunând că se făceau 15 milioane, erau de 3 ori mai multe, ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 26 de milioane de persoane, două dintre cele
trei persoane față de care se solicită formularea celor de efectuare, beneficiind de ajutorul celei de-a treia, nu știu, cred că câțu, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 52 de milioane de vaccin, în valoare totală de 1 miliard de euro la care se adaugă TVA. Deci, încă o dată, România avea nevoie de cât avea nevoie? De câte 20, cât avea? 10, așa, nu. Da, 10,7 milioane, da? Atât, nu, numărul persoanelor, deci au 37 milioane. Ei au luat, da, au luat încă 52. Deci aveau și făcea 100 de milioane de doze. Este ceva inimaginabil, inimaginabil. Adică, în primul rând, acest fapt este depășește pe Gogol. Adică, cum dracu noi aveam nevoie de, nu știu, hai, 37 de milioane și noi am mai comandat încă 52 de milioane, de un miliard. Nu ține să crezi, nu-i așa? Este ca și cum, nu știu, dumneavoastră vă de recomandă medicul să luați, nu știu, Nurofen, nu știu, de, nu știu, o cutie de, hai, nu 12, 24, da? Și dumneavoastră vă luați în Nurofen de 1.000 de dolari, de 1.000 de euro. Zici, bă, vineți, vedeți acasă așa cum să spun, cu o camionetă și să zice, bă, de ce te apuca? Bă, am luat, păi nu trebuia să iei numai o cutie, nu mă, eu am luat 400. Bă, așa ceva nu este imaginabil. Bun. Deci, în primul rând, știrea este uluitoare, este planetară prin caracterul ei gogolian, prin caracterul ei absurd. Nu am spus Caragiale, Caragiale nu putea să inventeze. Gogol sau poate Marcheș putea să inventeze în Columbia o nebunie din asta în care guvernul, cum să zic, comanda de 4 ori mai mult decât trebuie. Da, bun. Așadar, stimați telespectatori, este un moment istoric în istoria României post-decembriste, în istoria Europei de Est și chiar și în istoria Uniunii Europene. În sfârșit, un înalt demnitar, alături de doi semi-înalt demnitari, sunt acuzați cei trei de una dintre cele mai mari abuzuri în pandemie. Pandemie. Bun. Nu că aș vrea să vă dau mare, dar vă reamintesc și vă dau acum. Pe data de 22 ianuarie 2022, nu avusese loc, încă nu se încheiase pandemia, eu am în jurnalul acesta meu video, iată, mai am făcut deja un an și ceva de atunci, da? Se împlinește un an, 20, un an, în curând face 2 ani, da? Am spus textual, pandemia se va încheia, va veni și ora socotelilor. Ce semnul întrebării, cerem o investigație nu numai parlamentară, dar și penală. Hai să vedem ce am zis eu atunci. Nimic de izolete. Apropo, domnul Raed Arafat, câte izolete am cumpărat noi și unde sunt? Asta mi-amintește, acum ca să devin serios, că noi, nimeni până acum, nu a cerut un decont. Adică și la guvernul lui ăla anterior și al lui Orban, dar mai ales Orban, să ne spune cât a cheltuit și unde sunt, cât a cumpărat. Mai ține măștile. Mai țineți minte, măștile, unde sunt măștile? Că la un moment dat comandase niște măști, mai țineți minte? Deci hai să facem o enumerare, hai să facem cum a făcut mareșalul, generalul Antonescu, când a venit la putere și a făcut comisiile de anchetă să vadă cât de corupt a fost regimul lui Carolde. Haideți să facem, vorbesc cu seriozitate, să se pornească o anchetă cum penală, parlamentară, în care să luăm fiecare obiect.
Eu, dacă presa noastră ar fi cât de cât presă, ar face, ar porni o campanie și ar lua așa. M-am dat un exemplu. Izoletele. Câte au fost comandate, cât ne-a costat, unde sunt? Adică am comandat 100, am folosit 100, s-au stricat, bun, am terminat. Măștile, mai țineți minte când era prin anul, prin, la sfârșitul 2020, dacă, mai țineți povestea aia când ne trimiteau că statul român a făcut un contract de achiziție de măști, da? Păi și unde sunt? Că nu știu, mai țineți minte că la un moment dat nu l-am mai luat. Unde sunt tabletele? Le-au luat sau nu le-au luat? Adică, doamne, noi am propus să luăm tablete, n-am cumpărat niciuna. Sau poate am cumpărat un milion. Unde sunt? În depozit, cu tare. Câte serii s-au luat pentru ăsta? Mănuși! Câte, cine s-au ocupat, cine a făcut diluantul ăla de mâini, care se găsește peste tot. Da, e foarte important pentru că, repet, pandemia a fost un pretext de risipă, de cheltuieli nesăbuite ale statului, unele de... Păi, stimați telespectatori, acum 2 ani și după asta am reluat această temă, am semnalat că pandemia a fost în România un prilej de jaf național, de risipă națională, de bătaie de joc națională la adresa bugetului. Da? S-a cumpărat pe rupte cantități uriașe, prețuri uriașe, fără ca cineva să se întrebe la un moment dat, mă, dar de ce cumpărăm atâta? Că nu cumpărăm pe banii mămicilor, nu cumpărau pe banii mămicilor, cumpărau pe banii noștri, da? Orice om din fruntea unei țări, premier, este dator că atunci când vine, chiar și când e moment de criză, zice, mă, da, bun, i-a început războiul, da? Bun, luăm gloanțe, da, unii luăm gloanțe cât ne trebuie și nu luăm de 10 ori mai multe, că ne costă. Și luăm gloanțe acela, același, unii vând același glonț bun, nu știu, cu 5 lei, alții vând cu 50, luăm cu ăla de 5 lei, cât îți facem, suntem gospodari, nu sunt, sunt banii țării și nu avem voie să... La noi a fost o nebunie. Ați văzut că întrebam acolo. Izoletele, seringile, tabletele, testele, ce vreți, oameni plătiți, nu se știe de ce erau plătiți sau dacă erau, trebuiau plătiți, da? Când am asistat, în perioada pandemiei, sub pretextul că e o stare de criză pandemie, la următoarele aspecte ale unui dezastru de administrare a țării. Primul, jaf. Adică s-a întâmplat în felul următor. În ce consta jaful, da? Veneau niște șmecheri pe la guvern și spunea, bă, avem la graniță un tren cu seringi. Nu, un tren cu teste pentru elevi care să le vâre în nas. Și faceți imediat, dați o decizie că poporul are nevoie neapărat, că pandemia cere neapărat, ne plătiți. Și cât vă plătim? Păi, nu știu, triplu decât avem noi și, nu știu, poate vă dăm și vouă, nu vă dăm, dar oricum oamenii ăia s-au îmbogățit. Așa cum a existat îmbogățiți de război, așa cum au existat îmbogățiți de tranziție, am asistat în pandemie la îmbogățiți de pandemie, îmbogățiți de virus, îmbogățiți de seringi, da? Firme care nu aveau nicio legătură cu domeniul medical. Imediat s-au profilat, făceau până atunci maculatoare. Bă, gata, de mâine cumpărăm seringi. Până atunci cumpărau, să zicem, țevi, nu știu, de apă. Și după asta, și după asta în pandemie a zis cumpărăm vaccinuri.
Deci asta a fost unul. Al doilea a fost faptul a nu se uita la bani. În perioada respectivă, chiar dacă era criză, erau oferte. Ăla voia cu atâta, ăla voia cu mai puțin. Un gospodar spunea, bă, nu, numai cu ăsta, nu. Sau, bă, avem nevoie sau nu avem nevoie, da? Cât avem nevoie de vaccin? Cui avem nevoie de, așa am și comunicat, de 37 de milioane, 40 de milioane de... Bun. Gata. Păi nu ziceau, hai să mai cumpărăm. Bă, nu putem, că cumpărăm, deci 1 miliard. Nu, domnule, nimeni nu s-a uitat, da. În acel moment am zis eu, și avem, uite aici, dovada, ați văzut-o mai înainte și apoi am repetat, că se impunea și încă nu e târziu, un raport al fostului premier, am zis, al lui Câțu, al lui Orban, care au fost administrat, fața Parlamentului. Băi, 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 oameni buni, a fost pandemia. Am făcut și foarte multe greșeli pentru că n-am făcut. Deci, s-a făcut așa. Am comandat 1 milion de seringi, din care am consumat 800 de mii, 200 de mii sunt, nu știu, un depozit, le putem lua. Am comandat nu știu câte izolete, am folosit 3, restul le-am aruncat. Adică, și fine, păcă, 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 și de-i socoteală. Deci, am cheltuit atâta. În anumite domenii, chiar recunoaștem, nu n-am știut, am crezut, ne-am speriat și așa. Bun, vaccinul. Am comandat, trebuia să comandăm 37, noi am comandat și am plătit, cum să zic, încă 52, încă 53 de milioane. Bun, așa se face. După asta, sau, nu s-a făcut nimic, 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 nimic. Nu că eu, nu numai eu. Noi am vorbit, noi am auzit. După asta, normal ar fi să fie așa și după războiul din Ucraina. Uite, bă, Ciolacu, da? Acum să vină în decembrie, uite, cu un raport către Parlament. Băi, stimați parlamentari, stimați români, în spiritul solidarității cu poporul ucrainean care luptă împotriva invaziei, bla, 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 noi am folosit, am cheltuit următoarele. 1. Pentru refugiați. Suma de, dintre care, cazare atâta, cazare atâta, cazare atâta, bun, asta, apă minerală atâta, da? Bun, da. Pentru întreținerea refugiaților, pentru transportul de grâne. Am cheltuit atâta, am primit nu știu ce de la Uniunea Europeană. Băi, ca să știm că nu sunt banii lor, nu sunt banii lui Ciolacu, nu sunt banii lui Câțu, sunt bani de la buget. Nu sunt, sunt banii noștri care i-am dat prin taxe și impozite în administrarea acestor bandiți sau nevolniți sau neghiobi sau nenorociți, da? Bun. Deci, normal este, eu aș face o chestie genială, dacă aș fi în locul vreo unui prim-ministru vreodată în România, aș face la sfârșitul anului, chiar dacă, nu știu, un bilanț. Mă, faceți-mă un bilanț al cheltuielilor. Prezentați că de aia, bun, dar la pandemie n-a făcut nimeni. Da? Și iată că a venit această bombă, că în sfârșit, cineva, măcar este chemat, îi se ridică imunitatea și anume Câțu și ceilalți doi, sunt chemați și anchetați pentru aceste, cum să zic, abuz în serviciu, da? Cei de la USR, care nu în frunte cu un domn Ghinea, da, care până acum ne spuneau, DNA-ul are dreptate, cu tare, cu tare, au sărit, da? Și au zis, domnul Ghinea a zis așa, ia să citesc așa. Cristian Ghinea, da? Este de la USR. Dacă după textul ăsta nu-l dau afară ăia de la USR, au toate șansele să piardă alegerile. Care e faza pe bune cu vaccinurile? DNA se ocupă de câte vaccine au fost comandate, Bruce Helwig, Iohannis Ciucă, Gheorghiță, adică aia care au decis atunci așa, și ce are DNA cu asta? Unde e corupția? Deciziile de oportunitate nu sunt despre furt, în momentul de. Băi, alo, stimate, când noi spuneam
că abuzul în serviciu trebuie modificat în sensul că să fie colateral, adică abuz în serviciu, dacă a luat mită, a făcut și pentru asta, a făcut abuz, deci a făcut abuz în serviciu, în cadrul luării de mită, a făcut și abuz în serviciu și ți-a o fel de infracțiune. Nu, domnule, nu contează. Abuz în serviciu este orice pagubă făcută state. Aha, atunci DNA, numai securiștii se răzbună. Nu e vorba de campanie electorală. Acum, dar nu. Acum se aplică acea chestiune, acea prevedere cu care eu n-am fost cel puțin și mulți dintre noi n-am fost de acord, și anume, abuzul în serviciu trebuie să fie colateral mitei. Ai luat mită, ai un folos, da? Atunci, ca să-ți faci folosul ăla, tu ai făcut și un abuz în serviciu. A rămas această chestiune și iată că pe baza acelei prevederi din codul penal pentru care s-a bătut USR-ul atâta, cei trei sunt înhățați, da? Deci, evenimentul este această știre este un mare eveniment și pentru noi cei care nu mulți din presă și influenceri am luat scuipaturi, ciocane, bastoane în cap în timpul pandemiei când atrăgeam atenția asupra aberațiilor făcute de guvernele de la vremea respectivă, da? Vorbim de vaccinuri. Mai țineți minte, uite, mai țineți minte ceremonia aducerii vaccinului? Ceremonia aducerii vaccinului, da? Ia să vedem, am prezentat-o eu pe 25 decembrie 2020, seara, că a avut loc ziua, da? Ia să vedem ce am zis-o atunci și cum a arătat ceremonia. Așa cum v-am zis, a întrecut aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim și ce mai a adus? Venirea Papei sau venirea lui, cui, a lui Bush, a spus. Deci, ați remarcat acest lucru, cum s-au dus toți jurnaliștii acolo, după asta a fost venit ăla, un convoi cu un convoi alcătuit din condus de jandarmi. Bine, e drept că a avut 18 ore. Da, am înțeles că, nu știu ce, e o camionetă din aia frigorifică. Acum, deci, hai să vedem imaginile, secvențele. Am Anăd Lac 2, aici în județul Arad. Tot aici sunt prezenți și șeful departamentului pentru situații, domnul Raed Arafat, și medicul Valeriu Gheorghiță, cel care coordonează campania de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel național. Serul este fabricat în nordul Belgiei și este transportat în cutii speciale cu gheață carbonică pentru a-l menține la minus 80 de grade Celsius pe perioada transportului. Camioanele frigorifice au fost încărcate cu vaccinuri și escortate de mașini ale poliției spre destinațiile programate. În România, primele 10.000 de doze au ajuns chiar acum la vamă. Se face controlul documentelor în acest moment, se verifică transportul. Camionul de aici va veni spre voi, va veni la București, la Institutul Cantacuzino, desemnat Centrul Național de Stocare a Vaccinurilor împotriva COVID-19. Vaccinarea începe, așa cum ai spus și tu, duminică, în 10 spitale din țară, aflate în prima linie în lupta cu COVID-19. Vorbim despre spitale din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Baia Mare, Suceava și Timișoara. Vaccinul anticovid produs de Pfizer este eficient în proporție de 95%. Serul va fi administrat în două doze, la un interval de 21 de zile. Toate aceste evenimente, vă reamintesc, pot fi urmărite la TVR. Televiziunea română este broadcaster principal în promovarea campaniei de vaccinare, dar și pe paginile oficiale de Facebook ale Guvernului României. Chiar acum puteți urmări transportul vaccinului, sunt 10.000 de doze de vaccin. Vă reamintesc, în primă fază vor fi vaccinați medici aflați în linia întâi în lupta cu COVID-19.
În cea de-a doua etapă vor fi imunizate persoanele cu risc, iar în cea de-a treia populația generală. În acest moment se pregătesc de declarații și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și medicul Valeriu Gheorghiță, cel care coordonează campania de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel național. Deci aveți timp să vă așezați. Când spuneți, când sunteți voi pregătiți atunci? Acum să mă opresc pe un buton acolo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dă drumul la microfon. Hai că nu știu. Cum are să-mi până pe aici? Pune-le pe astea, te rog, un pic mai sus, să-l pun pe asta cu șepire. Atenție că... Unde vreți să pun pe acolo, în margine, să nu duce pe piedul. Ai vreo soluție. Și mie mai pune pe butonul la nevoie. Așa, așa. Ok, toată lumea în regulă, da? Da. Nu cred că să cadă. Atenție să nu cadă când vorbim. Stai numai puțin. E ok așa. Dar nu eu. O alunecat. Vreți să aude? Noi așteptăm să ne spuneți. Cred că mai degrabă. Mai bine le pune strucate și zic la alunecă acolo. 20-20, gelul se aude? 20-20. Pe ăsta care are butonul aici. Atenție, vă rog, că cum le mișcați, cum prea mai cad. Puneți-mi aici dacă îl puneți jos în ăsta lucru. Aici a meu are probleme. O să vadă, o să vadă sigur. Atenție, atenție. Nu, nu e... Vine greu din spate. Gata, aici gata, s-au stabilizat. Nu știu să pune la fel. E resuscitat. Puneți-mă aici dacă îl puneți, nu prinde. Păi, stimatele noastre, chiar credeți că eu eram nebun când atrăgeam atenția asupra acestei aberații? Pentru că, de fapt, această aberație, această transformare a unui medicament, probabil ce un medicament, penicilin, nu știu, ce vreți, nu știu, a dus, trebuie să fie ceremonie. De ce? Pentru că este ceremonie pentru ca noi să nu vedem cât de cum luau ei, adică vaccinul era atât de important că nu trebuia să ne uităm la bani. Punea cineva problema, cum să spun, bă, câte doze am luat, bă, ai văzut, a fost o festivitate, a fost o sărbătoare. Nu era, în primul rând, era o aberație, nu era nicio sărbătoare, era un fapt de viață. Au venit vaccinul, un medicament, da? Eu nu știam ce caractere au. Acum se arată, se vede că au avut și foarte multe riscuri și ăla și ăsta și multe efecte. Bun. După asta era o pălărie, o pălălaie și fum, flacără și fum, ca să poată să acopere că îi facă orice. Că spunea, bă, dacă vaccinul ăla e atât de important, când intră în țară, beneficiază de o festivitate, înseamnă că ai voie să poți să cumpere orice. Adică poți să cumperi oricâte doze acum, da. Nu în ultimul rând, stimați telespectatori, este o știre valabilă pentru întreaga istorie post-decembristă și pentru întreaga istorie a României, și anume Câțu a făcut acea comandă la solicitarea Ursulei, președinta Comisiei Europene, care, așa cum este
se întrevede, dar se va vedea, a comandat și ea la firmele alea, 20, deci a comandat în numele Uniunii Europene, că de acolo a pornit, 20 cantități uriașe, da? Și la un moment dat, pentru că unele țări nu l-au zis, bă, nu vrem mai mult decât atâta, a făcut presiuni, a sunat la țări zlugarnice, precum România, la țări de 2 bani, la premier precum Câțu și a zis, fii atent, aici ei încă de 2 ori pe atât. De ce? Bă, ei încă de 2 ori pe atât. Deci ați înțeles, ea a comandat, nu am probe, vom vedea dacă nu cumva a fost bâra-bâra cu firmele alea care au făcut profituri uriașe. Bun. Deocamdată e prezumția din nevinovăție, eu cred că a făcut profituri uriașe. Cred că a făcut o afacere, dovadă că ea ascunde. Da, probabil că când, probabil că și de-aia e așa de silitoarea cu americanii în ceea ce privește Ucraina, că are ceva, probabil că o aia dosarul ei, da? Și s-a trezit deodată cu cantități uriașe de vaccin, da? A vrut să-l vâre pe gât la diferite țări. Franța, Germania, Ungaria, zic, nu, domnule, nu, atât avem nevoie, dar luăm. Și a găsit România. Avea nevoie 37 de milioane de doze, a zis, bă, mai e 52. De ce? Ești... Pentru că de ce le-a zis să ia, nu ca să, a zis să le ia România, ca să dea banii. Că ea trebuia să deconteze, adică ea a luat altă nebunie în numele Uniunii Europene, acaia, iar a fost o adevărată crimă. Pentru prima dată, în loc fiecare stat să aibă dreptul să comande el, nu știu, în China, în Zanzibar, ăla, să, cât vrea el, nu? Așa. Eu iau în numele Uniunii Europene, așa, și după asta vi-l vâr vouă pe gât și mai plătiți. Așa este, vrea și cu muniția, cu Ucraina. Și sigur că e o posibilitate când un om, regina, a comandat ea cât i-a trecut prin căpușorul ei, sprijinitor al poneiului, că i-a murit și poneiul, l-a mâncat lupul, și atunci s-a trezit cu bani, da? S-a trezit că, bă, am comandat la ăia și n-am bani să le dau. Și atunci a sunat la Câțu și a zis, la Câțu, cine a fi fost? Celălalt premier zice, bă, luați. Și deci Câțu plătește și bine ar fi să plătească chiar cu ani de închisoare această căcăcioșenie tipic politicianului român, da? Vor plăti și cei care acum, în această perioadă, au luat arme. De mâna a doua, de mâna a treia, tot așa că se pună bine cu americanii, cu nemții. Va veni și la ei o vreme a socotelor, da? Deci, principala lecție a acestei știri este faptul, băi, politicieni români, bă, poți să probezi Câțu că ți-a dat cineva dispoziție? Nu, tu fi sunat, ai înregistrare, poți să o dai în gât? Nu. Bine, dacă el ar fi acum, ar veni și ar face un cutremur în european. Uite, domnule, mi-a zis doamna, dar nu are curaj, că se gândește și el că vrea să facă numai 3 ani pușcărie, nu 50. Că dacă face, dacă o dă pe aia în gât. Da. Deci, încă o dată, stimate domnule Ciolacu, stimate domnule Iohane, stimate domnule Ciucă, stimați demnitari, fiți atenți când faceți o asemenea afară. Uite, vă dau un exemplu. Un ministru dintr-o anumită guvernare, nu-i dau numele, a executat un ordin. L-a chemat premierul și a zis, bă, îl dai pe ăla afară. Era de la o instituție în subordine și l-a dus pe ăla. S-a dus la minister, juristul a zis, domnule ministru, domnule, doamnă, nu știu, ca să nu spun despre cine, nu se poate. Este o chestie ilegală. Nu, domnule, a zis premierul, a zis, bă, cu cerul și pământ. L-a dat afară. Între timp a căzut guvernul. Directorul a dat în judecată ministerul, să-i se dea pagubă pentru că a stat o grămadă pe tușă, a câștigat procesul și acum fostul ministru trebuie să plătească. Pentru că Ministerul Culturii zice, bă, de ce plătim noi de acum, da? L-a sunat pe fostul premier și a zis, bă, dar nu mi-a zis dumneavoastră,
Dar nu, dar trebuia să faci. Adică a trebuit acum cât să sune pe fată, pe Ursula. Doamna Ursula, nu e așa că... Da, domnul, uite ce mi se întâmplă. Și spune, bă, eu ți-am zis, dar tu trebuie să și faci. Eu dacă spuneam, tu să-ți omori nevasta, ți-o omorai? Nu. Păi vezi, sau prietenii, sau ibovnica. Da. Deci este și acum chiar nu în ultimul rând, este un cutremur politic, electoral. În primul rând este prins în capcană USR-ul. Dacă actuala conducere nu știe să administreze și dă drumul la tot felul de prostii, gen al lui Cristian Ghinea, că de fapt DNA-ul e făcut din securii și că e instrument politic, s-a terminat cu electoratul, că avea un electorat care spunea, domnule, indiferent ce face DNA, statul de drept nu pune la îndoială, da? În același timp este între noi, fie vorba, o mare victorie a grupării Ciucă, pentru că Câțu s-a adunat și el acolo la PNL așa niște ham-ham, dar cum face ham-ham în fața procurorului, da? Sigur, dacă am fi rău, dacă am fi și suntem corecți până la cap, pot să spun că a rezolvat și o problemă. Deci s-a rezolvat cu acest Câțu vreo 1001 de probleme politice. Unul s-a rezolvat că el, gata, ridică imunitatea și în interiorul PNL nu mai poate să-l pună la îndoială pe Ciucă, pentru că el era vârful de lance al antipesedismului, deci nu mai pune la îndoială cineva din interiorul ca el, PSD, să zicem, nu mai pune la îndoială coaliția. Trei, câștigă la ora actuală PSD-ul și Marcel Ciolacu, care spune, bă, ați văzut, mă, noi am mai zis că Câțu și gașca de la USR, guvernul anterior a furat și am mai zis că noi nu avem bani acum, dar de ce noi am preluat gestiunea de la guvernul Câțu, PNL, USR, condus de Câțu. Ei, iată că dacă el a dat un miliard pe degeaba, vă imaginați câte miliarde s-au pierdut. Și DNA-ul devine acum pe cai mari, pe mare lovitură, dacă e. Plus că face și așa o fel de supapă, adică atât de mult s-au plâns oamenii despre ce s-a întâmplat în pandemie și toți spunea, bă, nu se întâmplă nimic, adică e jaf la drumul mare, de acum iată că până la urmă le dai o satisfacție, da. Așa, să ajungem la... Bun. Este un eveniment, o să alte evenimente, mai un singur eveniment îl mai comentez și apoi mai vedea și data și mâine seară, pentru că e un eveniment foarte important ăsta. Și anume, în Olanda, ați auzit de Olanda, da? A câștigat alegerile, da? Cu 37 de locuri, cu 10% mai mult decât următorul clasat, a alianța de stânga lui Timmermans, ăla care venea și ne trăgea până de ureche, un partid de, hai să spunem, centru-dreapta, aș putea să spunem chiar de extremă-dreapte, da? Un partid care are ca temă antimusulmanismul, e mai trumpist, conservator, așa, pune la îndoială și această aceste realități din Uniunea Europeană care devin tot mai multe realități dictatoriale, pentru că președinta Ursula este deja regină. Nu știu dacă va face sau nu va face guvern, pentru că deși el e pe primul loc, celelalte două partide inclusiv fostului premier nu vor să facă un guvern cu ăsta, dar semnalul este un semnal, această victorie, deoarece avem de-a face cu un partid în Olanda care a câștigat alegerile fiind antimigraționist, câtă dreptate îi se dă lui Victor Orban. Deci vreau să știți cum e în istorie. Un om ca Victor Orban, înjurat, mai ales de noi, cum ce își permite el să fie împotriva migrației și cu tare și cu tare, când aș permite el să o
fie împotriva doamnei reginei preamărite Ursula, că așa suntem noi români. Noi suntem, aoleu, îți permis tu să faci ceva împotriva lor, da? În numele poporului maghiar, el a pledat, este și cancelarul Austriei, deci un altul care are dreptate, deci au fost doi lideri europeni care au tras semnalul de alarmă legături cu migrația și toată lumea i-a călcat în picioare. Cum se poate așa ceva cu dragii noștri migranți care vin și trebuie să iubim și cu mama Merkel, da? Ei, iată că în Europa începe să crească tot mai mult îngrijorarea în legătură cu aceste valuri. În Italia a câștigat o antimigraționistă, Meloni, aici, în Olanda, țară, democrație, care a câștigat tot așa. Deci, iată că îi se dă dreptate. Știți ce mă întreb eu? Qatarul a avut un rol deosebit în acordurile de, asta, de eliberare de ostate dintre Hamas și Israel, da? Pentru că Qatarul are sediu Hamas la el. Bă, l-au înjurat pe aia din Qatar, pe cei că se reduce, să facem cu tare. Iată că nu cumva va veni o vreme când Orban, Victor Orban, va, este singurul care are relații bune cu Rusia, va negocia pășesc un, va începe negocieri de pace în numele Occidentului și poate și în numele Zelenski cu Rusia. Deci iată cum a avut dreptate, mai ține mele, pe cancelarul Austriei. Acum, iată că și acolo am vins unul care nu vrea să audă de migrații de afară, da? Mulțumesc, la revedere!